este acuzat că ar fi întreținut raporturi sexuale în mod repetat, contra unor sume cuprinse între 300 și 400 de lei, cu două surori gemene minore. Atunci când s-au consumat faptele, potrivit anchetatorilor, fostul patron de televiziune știa vârsta fetelor, după 24 de ore petrecute în arest și trei în sala de judecată. Dan Diaconescu a ieșit mulțumit de verdict. Sper ca în cel mai scurt timp toată țara și toți telespectatorii dumneavoastră să vadă că sunt absolut nevinovat. Asta este un început unde veți executa arestul la domiciliu, în București, normal, fostul om de televiziune a ajuns după miezul nopții la locuința sa din cartierul primăverii, pe care a stabilit instanța, nu are voie să o părăsească pentru următoarele 30 de zile. Decizia a fost însă contestată de procuror, cine vrea să-i facă rău lui Dan Diaconescu, de doi ani mă șantajează, avocatul lui Dan Diaconescu a declarat și el următoarele, mâine vom declara și noi contestația organele de cercetare penală au permis disiparea de informații din dosar, în condițiile în care este un dosar care se susține de către parchet că s-ar fi săvârșit infracțiuni împotriva minorilor. S-a întâlnit vreodată cu minorele respective, se poate spune și asta, dar nu o cunoaștere în sens biblic așa cum susține parchetul. Dan Diaconescu a fost reținut pentru 24 de ore. Înainte i-au fost prezentate acuzațiile, ar fi săvârșit două infracțiuni de act sexual cu un minor și două infracțiuni de folosire a prostituției infantile. Prima faptă se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare, iar a doua cu până la 2 ani, cel puțin o întâlnire a fetelor minore cu Dan Diaconescu ar fi fost filmată. Imaginile au fost folosite de ele și de cei din anturajul lor ca să-l șantajeze pe Diaconescu. Surse apropiate fostului realizator de televiziune au declarat că adolescentele l-au chemat pe Dan Diaconescu într-un apartament din Constanța unde instala seră, printre perdele, într-un dormitor, un telefon mobil. Ca imaginile să nu devină publice, i-ar fi cerut inițial 10.000 de euro, în condițiile în care făceam plângere, era imposibil să nu ajungă la urechile familiei mele, ar fi declarat Dan Diaconescu. În unele dintre secvențele filmate, aflate acum în dosarul procurorilor, Dan Diaconescu ar fi surprins fără tricou, spun surse apropiate lui, dar nu ar exista niciun act sexual. Ar mai fi o înregistrare în care fetele minore îi propuneau lui Dan Diaconescu să-i aducă o prietenă de-a lor. Virgină, convorbirea ar fost descoperită de poliție în telefonul uneia dintre adolescente, care ar fi fost prinsă la furat faptele de care este acuzat Dan Diaconescu s-au întins pe durata unui an. Între septembrie 2020 și septembrie 2021, fostul realizator de televiziune are la activ o condamnare de 5 ani și jumătate pentru șantaj. Pedeapsă pe care nu a executat-o decât parțial și pentru care încă se află în termenul de supraveghere dacă va fi condamnat și pentru noile acuzații de natură sexuală, Dan Diaconescu va fi obligat să execute și restul de închisoare rămas la liberarea condiționată, adică 511 zile. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.